Locuitorii raionului Drochea se îngrijorau că temperaturile ridicate din ultimele săptămâni vor aduce ploi abundente, care vor cauza pagube majore, atât pentru agricultori, cât și pentru gospodăriile țărănești. Ploile sunt binevenite. Ba da, prosti că au fost liniștiți pe teritoriul nostru, așa am înțeles că nu au făcut stricăciuni mari. Au fost liniștiți și dacă ar mai fi, vom fi foarte bucuroși. S-a mai răcorit timpul aleac afară. Consider că la noi au fost binevoite, poate și în altă parte au creat careva pagube, dar la Arșița și seceta care este, cât de cât a ajutat. După căldurile este, crezut că să fie ploaie puternică. Producătorii agricoli se bucură și ei de precipitațiile fără grindină, care au căzut în ultimele zile. Nu a fost vânt, nu a fost stricăciune, nu-i nimic, e tot normal, bada proste, mă înțelegem domnul că așa ploaie a fost, trebuie și mai repede, dar comparativ cu anii trecuți. În urma ploilor din ultimele zile, culturile au început să-și revină la viață. În comparație cu alte localități unde ploaia a cauzat pagube de proporții, locuitorii raionului Drochea au avut parte de o ploaie liniștită.